la toți, un nou episod de meu podcast. De această dată discutăm despre un domeniu în care eu mă sunt ca în apă. Este e domeniu în care eu am învățat și eu am trăit și la un moment dat el s-a oprit în viața mea. Dar eu tare mă bucur că noi în Moldova avem oameni care îl practică tare ghine, mai gine ca mine, pe anumite segmente și evident că eu așa încerc o lecuță ca să, nu știu, să mă liniștesc cu gândul că oricum există oameni care fac mai bine lucrurile ca mine pe anumite segmente, dar asta este foarte bine pentru că am de la cine învăța, și cine urmări și am de la cine să trag niște concluzii și să implementez niște lucruri în activitatea mea profesională. În acest episod discutăm sau discut cu Alex Ordache. Alex, noroc. Noroc. Și mulțumesc că ai venit. Eu știu că... că m invitat. Eu știu că oamenii care sunt talentați și sunt buni și ei fac, e cam greu de obținut acces. De cu prima parte a mesajului tău nu sunt mai de acord, așa că... Nu, bun, înseamnă că noi <laughs> să începem să ne batem, dar eu cred că am suficiente argumente. <coughs> și... Um... Cu talent, doamne, de nu Da, și tu nu te așa. consideri talentat? Mm, nu pot să zic că mă aflu în, în oala celor talentați, așa. În liga oamenilor talentați? Da. Hai că noi despre asta să discutăm, dar eu podcastul de azi vreau să-l încep cu un... Eu, eu nu știu cum să o, s -o cu pun. Cu poezie. nu e poezie, <laughs> poezie, e o frază. Și să mai bine zis e o întrebare, hai să las și retorică, dar întrebarea intră atât de tare, înglobează esența ta în calitate de fotograf, că Ilinca mi-a zis că ea vrea dus și fotograf la un potențial viitor eveniment de nostru și eu, asta e normal că un om de și n și și fotograful înainte de eveniment? Pentru, eu, știu, pentru mine asta nu este prima dată, Așa. dar... Nu știu cât e de normal asta, o să trebuie să spună, nu știu, oamenii care cărora le-am fotografiat nunta, știi? Uh -huh. Dar adiețea se întâmplă, că mai ales fietele scriu că și-o găsesc fotograful, urmează să găsească unirile ur... da. Am înțeles, dar asta e tare crută. <coughs> asta e, e el în avans să-și pregătesc în, nu știu, imaginea perfectă a evenimentului. Pe care de răspund că trebuie mai repede, că fotografii din nuntă nu trebuie să fie bătrâni. <laughs> <De> <laughs> să <reuși asta. laughs> Pentru că n-aș vrea să vin în cărjă la, <laughs> la, la nunta voastră. Sau mai există o problemă cu fotografia din nuntă, că fotograf totuși trebuie să poată să fie aproape. Da, un fotograf care poate să fie aproape, nu cred că e unul care e, e departe de tine ca și cultură generală, muzică, glume. Uh -huh. Eu deja sunt, am probleme la capitolul ăsta atunci când știi pe teren, fac o glumă și... Și oamenii se uită așa, chizește Da, tine? de exemplu... <laughs> cuplu pe care îl fotografiază să nu știu, 10 ani diferență Aha. ca vârstă. <laughs> Și eu înțeleg că pe alocuri nu intră glumele, știi? Și asta e o problemă, apropo. De atâta cred că fotografii din, Nu, nu poți fi fotografi din nuntă, toată viața. Tu te consideri fotograf din nuntă sau tu te consideri artist fotograf? Fotograf din nuntă. Doar fotograf din untă. Um, vezi că... Fotografia din nuntă nu presupune mult artistism. Și eu fac fotografie din nuntă, în, nu știu, 80% din lucrul meu în, în, domeniul respectiv e fotografia din nuntă. Și concluzionând de aici, asta ar însemna că eu sunt fotograf din nuntă mai puțin artist. De asta nu pot să zic că -s artist-fotograf. Îmi pare că când zici artist-fotograf, îți sună așa de... Da, dar vezi că a... eu nu deja ți-am pus întrebarea. Că tu ai niște proiecte, poate care nu mai sunt în derulare, dar ai niște proiecte care nu sunt legate nici de eveniment și nici de... Nu eu știu, înțeleg despre ce spui, dar ele nu neapărat reprezint, după părerea mea, foarte mult artistism. <cătă> vezi că atunci când, când că că pronunți cuvântul artă, uh -huh. Eu nu, eu nu cred că dacă eu ți dau acum întrebare, tu îți poți ușor să zici... E ca de exemplu, eu te întreb. Definește-mi arta, cuvântul artă. Re, poți să-i dau o definiție? Uh, definiția ce cel puțin la mea, poți să-o dau. Ha, vezi că, e că aici există subiectivismul ăsta uh -huh. de a defini cuvântul ăsta. Este. Și atunci când tu există subiectivism, înseamnă că noi avem o problemă în a comunica în terminologia asta. Și atunci când spui că eu sunt artist, uh -huh. pentru cineva poate să însemne una pentru altcineva, alta pentru mine. Pentru, eu înțeleg că eu nu sunt un om al artistismului mult. Eu uh -huh. consider că proiectele pe care le-am făcut, ele au fost cumva legate de... și așa am un, am, am vrut să aduc un mesaj publicului, dar nu neapărat asta este o manieră artistică, știi? Dar poate este, nu știu. Gen... Este artă, că artă de fapt, este singura metodă de a transmite un mesaj altfel decât pe general valabile. Dacă noi, de exemplu, suntem de acord ambic, definiția asta <laughs> este valabilă, uh -huh. atunci eu pot zic că eu sunt fotograf cu o doză de artistism. Așa că... Eu cred că tu ești artist, pentru că uh... În orice activitate tehnică, adică dacă ne limităm strict la și poate faci aparatul de fotografiat și cum tu poți să te poziționezi, adică și unghi să ieși tot așa. Modul în care te transmiți, adică viziunea că tu anume ales din punctul ăla Cu anumite aspecte tehnice, asta deja este viziune artistică. Nu, asta este viziune subiectivă. Da, da, e artistică. Adică, adică tu, tu de asta defini, și este artă. E definit o lea subiectivism. Asta e. În fotografii <coughs> există. Uh fotografii de obicei consideră că um, fotografii obiectiv nu există, chiar și fotografia documentară, anume din cauza că tot treci prin scăfârlia ta. Uh -huh. Adică tu reacționezi altfel decât ar reacționa alt fotograf. Tu alegi racursul de fotografie diferit. Tu îți, um, poți interacționezi cu subiectul pe care îl fotografiezi și alt fotograf ar putea să nu facă asta. Și atunci același subiect pe care îl fotografiezi poate fi diferit fotografia de mulți alți fotografi în același context, anume datorită subiectivismului, dar asta nu presupune artistism. Eu cred că asta își presupune. Și artistism? diferența dintre un artist care iese mai mult în evidență decât altul, este pur și simplu modul în care el își transmite mesajul sau fotografie să o arate și faptul că el este mai convingător decât ceilalți 99 care au făcut aproximativ același lucru, dar nu reușit să transmită mesajul. Nu știu. Adică prin asta e frumoasă arta, prin ce că tu nu ai nevoie sau oamenii nu cer de la tine ea să fii matematic corect. Adică tu ai pus necunoscutele, ai tras egalul și ai dat egal cu zero, știi? Prin asta se manifestă. Dar, iarăși, aici nu putem să intrăm în multe dezbateri vis-a-vis -vis, de ce un artist e bun, dar altul e mai puțin bun. Dar eu cred că și atât se rezumă la public, pentru că publicul este cel care uh, consumă. Și dacă el are public care consumă, înseamnă că el este un artist... Um, vezi că aici mai există o componentă yeah, pe care tu o scapi din hai. vedere pentru că atunci când vorbim despre public și despre artiștii care sunt mai buni sau mai răi în fața publicului, există un, o componentă foarte importantă în a-ți promova uh -huh. arta și există de exemplu fotografi care mai bine știu să-și promoveze domeniul și invers sau fotografiile și invers și atunci ar putea să ar putea întâmpla noi să scăpăm că tu scăpi momentul ăsta și zici că diferența e doar în faptul că felul în care fotograful vede subiectul sau vrea să-și transmită uh -huh, mesajul. Uh -huh. Și atunci eu cred că în momentul în care un fotograf Lucrează pentru public, componenta de a-ți promova, de a împinge, de a materialul ăsta consumabil publicului uh -huh. este tare, tare important. Și s-ar putea întâmpla ca un fotograf bun să nu devină atât văzut. de public uh -huh. sau văzut de public și invers, anume datorită faptului că el nu știe cum să facă asta sau nu simte sau nu înțelege cum să-și promoveze. Sau nu vrea. Deci, este foarte mult, inclusiv foarte mult orgoliu. Eu m-am confruntat cu dânsul. Adică eu nu vroiam să accept faptul că eu pot să fac altceva decât adică fotografii de artă. Și eu cumva mă limitam în viziunea, știi? Și eu pur și simplu făceam fotografii pentru a fi expusă, dar eu din asta nu câștigam banii de trai, de viață, de tot așa. Da, pe dilema asta eu cred că în mințile multor fotografii există. Eu cred că foarte mult... Ceva important pentru eu cred că de la noi e asta. Adică eu cred că asta e un... Um, o realitate în care noi trăim o realitate tristă pe locuri pentru că desori fotograful este egal cu fotograf de eveniment și mulți pornesc în această aventură a fotografiei doar pentru ca să câștige bani doar din evenimente, fără ca să înțeleagă că de fapt există și alte părți ale fotografiei sau nu se limitează totul la, la fotografie din nuntă. Din păcate, asta este realitatea și adevărul, dacă vrei să nu mori de trebuie să, să câștigi bani să faci fotografii de eveniment în Moldova. <coughs> eu ea ca nu fac. Și câștigi. Tind că te O <laughs> <laughs> Uit la brandul la microfonul ăsta. <laughs> da, da, nu, eu de asta și zic, iată, eu am început să mă... M eu am început să mă dezvolt în momentul în care am acceptat că eu nu pot să fiu fotograf, artist fotograf în Republica Moldova. Poți? De ce nu pot? Eu cred că nu poți. Deci, dacă când tu îți vorbești despre artist fotograf, la și tip de fotografie, și gen de fotografie? Fotografii care, sau mai bine zis, fotograf care trăiește doar din vânzare de fotografii sau trăiește pe baza unor burse, granturi susținute de anumite entități, părți și tot așa. Adică care nu include comercialul. Adică nu faci fotografii pentru a o vide cu scop comercial, dar cu scop de... Dacă îmi spui fotografii artistică, la ce te referi anume? Nu e ca de exemplu, e ca uite, te, eu, noi putem să facem abstracții de la cuvântul ăsta. Da, bă. Gen, nu folosăm așa cuvânt. Nici, Nici e de exemplu, când tu spui fotografie și tu, te, uh, tu vrei să, de, să, faci un anumit tip uh -huh. sau să-ți iei o anumită direcție în fotografie, uh -huh. apcaria. apcarie, Era foarte mult, foarte mult era fotografie conceptuală. de regulă era o idee, un concept care era exemplificat prin imagine. Și okay. construiau povestea întreaga acelui gând, a acelei idei, a acelui de, concept. Mai mult un eseu? Um, Din putem, mai multe un fel putem, de, serie putem. de serie de fotografii? O serie de fotografii, da, care completează imaginea de ansamblu a ideii. Ok. Da, Și da. fotografii... Tu consideri că în Moldova e aproape imposibil să vinzi asemenea proiecte? Da. Ok. Adică noi nu avem o bază foarte clară de procese cum asta spate de făcut, adică noi nu prea avem ateliere în care să chemăm alți fotografi să vină, iată, trei luni de zile, ei să stea uh, într-un atelier să-și creeze uh, lucrările, știi? Și după asta să le expună sau să le vândă sau să fie curat sau tot așa. Din câte eu înțeleg problema că uh, la noi că nu există o soluție de a vinde lucrările respective. Nu există cerere. Uh... Eu urmăresc un fotograf, îl cheamă Bastian Wood uh -huh. și el face fotografii foarte simplist. Tare, tare simpliste. ca nume direcția despre care tu vorbești, un soi de fotografii conceptuale, extrem de minimalistă și toate fotografiile lui sunt alb-negru. Uh -huh. Eu nu țin minte în ce țară el trăiește, dar eu îl urmăresc de mult timp și eu consider că el nu este un fotograf talentat, dar, este, dar el este un fotograf talentat în ale vânzării. Și el personal și-a construit un studio și avea posibilitatea să-și construiască în, în spațiu în care el îl închiria sau ea lui, nu mai știu, avea posibilitatea să-și construiască încă, încă un studio datorită faptului că era mult spațiu. El și-a construit o galerie galerii în care expune fotografiile. Și el face tot felul de eveniment. El a construit singur o galerie de vânzare a fotografiilor. El, din fotografii lui conceptua conceptuale și materialul uh -huh. pe care el îl produce. Și, și, și apropo, el lucrează foarte puțin. Din ceea ce urmăresc, tare puțin fotografiază. Și simplist. Adică nu-i nimic așa deosebit în lucrările lui. Dar lumea îl consideră artist. Și el este un artist pentru că materialul final, livrabil către omul care cumpără fotografie, arată fain. Uh -huh. Dar în sine nu conține un mesaj anumit fotografiilor lui, cu toate că el împletește fotografiile cu texte interesante. Și el vinde fotografiile lui inclusiv pe site și inclusiv își vinde cărți. Și eu mă întreb, de ce oare la noi nu s-ar putea de făcut asta, inclusiv de a crește pe o piață externă? Și tu e că zici că nu e posibil și eu vreau să te întreb de ce? În primul rând, pentru că noi nu avem un... Păi cum e timp s-a schimbat, eu... Să te dar eu mă bucur trebuie. că, de regulă, eu am dileme și le dau invitațiilor, dar e că dăm invitații din <laughs> combat dilemele care tot eu le-am adresat. Uh, noi nu avem o infrastructură foarte clară. Iată, imaginează, eu sunt fotograf, da? Eu uh, uh, cunosc plus-minus cam cum ar trebui să arate rezultatul final, cum ar trebui să arate fotografia în varianta printată. Deci eu asta cunosc pentru că eu am printat și o puțin în patru țări din Europa și eu îmi dau seama că am, care ar trebui să fie minimul de calitate pe care eu l-aș accepta în a expune fotografia. Eu când am revenit în Moldova și am zis că, bun, eu vreau cumva să încerc în calitate de freelancer să mai fac niște proiecte din astea de fotografie și să încerc să le vând. Și am vândut o, o singură dată. Și m-am confruntat cu problema că eu n-am găsit în Chișinău cineva care sprinteze bine fotografii. Și am zis că ok, dacă eu nu reușesc să găsesc măcar o companie asta nu este o problemă mare. Noi avem țară vecină. Ucraina e extrem de dezvoltată în... Și Ucraina și în România, eu mi mi În România e sma... mult mai rău la capitolul ăsta stau, de în Ucraina, ucrainenii foarte bine stau la capitolul tipar, dar eu nu înțeleg asta, doar nu este un argument. Ei, nu, eu încerc să, să explic de ce noi nu de ce nu există cerere pentru astfel de, de... că nu există, e ca uite, nu există acum există argument, tu ai argumentat așa, uh -huh. că noi e că tu ai întâmpinat o problemă uh -huh. la capitolul tipar, tehnică. Și din cauza asta nu există cerere. Uh, eu nu dau seama cum poate fi creat cererea în momentul în care tu baza nu poți să o asiguri. Vezi că cererea o creează atunci no. când, în gen, e că există, e că uite, de exemplu, eu am fost fotograf de nuntă, eu am început fotografia de nuntă, când fotografii de nuntă erau extrem de jos, um, um, în general era considerat fotografia de nuntă un soi de haltură. Fiți jos poziționați cumva. Da, și da, și poziționați și financiar, uh -huh. și ca și notorietate în general. Și e că, de exemplu, de asta, consider... an. asta vreau asta vreo 13 și ani în urmă. 2011? 2009, erau... 2010, cam Apoi atunci. Pătunci cei mai buni fotografi erau cei care fotografiau un club. Ei nu neapărat. Ei nu. Dar, dar, și că de-a lungul timpului, eu consider că eu am fost un om din industria asta care au schimbat percepția. Și acum, ia ca uite tu zici, nu există cerere, dar cererea a început să apară pe parcurs și fotografii din nuntă acum sunt destul de... Adică nu mai, se consider, nu mai sunt considerați ca fotografii de haltură. Nu, printre dânsi există mulți care fac asta inclusiv pentru, doar pentru bani. Mm -hmm. Dar noi avem mulți fotografi buni și cererea doar poate să schimbi inclusiv datorită ței. Gen, tu creezi un produs, tu îl promovezi, fix așa cum promovezi podcastul tău, de exemplu. Fix așa cum vorbești despre orice altceva, tu poți vorbi despre domeniu și direcția pe care tu o iei. Și ne -mi pare că se poate de vândut și problemele despre care tu vorbești, e că despre tipar asta, e că eu, eu a, tipăresc albumii din nuntă în Ucraina. Noi am putea să tipărim undeva în Italia sau în România, de ele sunt mult mai scumpi decât, de exemplu, în Ucraina. Și noi am găsit o soluție și eu livrez oamenilor produs super calitativ din Ucraina. Gen, tiparul nu este o problemă. Eu cred că le... despre ce tu vorbești, asta e faptul că este greu să convingi poporul nostru, de exemplu, să cumpere un uh, produs uh, într-un context în care noi nu suntem o țară bogată, știi? Adică totuși oamenii care ar consuma și aici tu proiecte creative, minimaliste sau conceptuale, apoi ei totuși trebuie să aibă cumva uh, și pune pe masă. Să fie la un alt nivel în dreapta da, lui dar noi avem așa, Nu noi avem în Moldova oameni de genul respectiv. Uh -huh. Pe lângă asta, nu toată lumea care cumpără proiecte de, despre care tu vorbești, neapărat ar, ar trebui să preșeapă în proiectele astea. Eu cred că e mai mult vorba de feeling-uri, tu poți crea asemenea, nu știu, proiecțele și să le transformi într-un soi de experiență personală pentru oamenii ăștia, într-un soi de... Tu să le vinzi emoții, dar să nu le vinzi neapărat... Păi e despre asta și vorba. Cumva fotografia s-a schimbat tare mult de lungul timpului. Cumva dacă hai să zic, dacă tare mulți că tu, pur și simplu, iei fotografie și o expui într-un spațiu, într-o galerie sau într-un muzeu sau tot așa, că și aici avem mari probleme, de exemplu, de spații de expunere, spații da. bune de expunere. de că eu nu, nu pot să-mi găsesc o lunină normală să o pun în studio aici. Dar despre zic, de că asta înseamnă că eu trebuie să devin un soi de bulldozer care pur și simplu să da, iau și da, să da, bocate, Da, dar tu, da, tu, trebuie să fii, nu dar tu trebuie să fii mai mulți oameni în unul. Tu trebuie da? să fii echipă, dar tu poți să-ți creezi o echipă. Dar la noi sunt fotografi care își vând fotografiile. Cu siguranță sunt, dar nu în sensul în care asta... Să devină asta... bogați? Nu, nu ocoa? că să devină bogat, dar să fie uh, suficiență, adică ei să poată trăi anume din asta, știi? Adică să nu-ți câștigi minimul de existență, dar să-ți permiți să câștigi ca să fii ok Ideală și, să, și le, să investești le, pe le, viitor. Cam despre asta. Eu zic că nu este gata infrastructura, adică în momentul în care tu n-ai infrastructură, tu trebuie în primul rând să te gândești că trebuie să o creezi. Și -da. după asta da, să încerci să găsești oameni care să vină la asta. Da, dar dacă nu tu, atunci cine? Nu așa te gândești? <laughs> de gen, Dacă că tu ai așa <prat> gând, poate alți fotografi nici nu au așa gând. Probabil. Eu poate că să ajung la un moment dat. Adică pe mine gândul de a reveni eu lecțică la fotografie și la expoziție și tot așa nu mă lasă, dar îmi dau seama că mi-i încă timp eu să mă sunt ok financiar cu ce și fac și cu proiectele care deja le-am în derulare, pentru că eu îmi dau seama că viața pe care o am acum, eu n-aș schimba pe viața pe care am avut-o 10 ani în urmă, știi? Sau 8 At ani atunci urmă, când, tu când încercați... făceam doar fotografii. Da. Înțeleg, e adevărat, în Moldova e greu să trăiești ca fotograf din alte, din alte altceva direcții, decât da, altceva decât din evenimente, din sesiuni, foto de familie și restul, știi? Uh -huh. Dar cum altfel să schimbi lucrurile dacă nu vine vlaicul like și eu. eu am șase proiecte făcute de mine, artistici, interesante, uh -huh. cu mesaj, cu concept. Și vreau să dau trei expoziții de fotografii, în care o să vând, nu știu, șase cărți. Tu crezi că tu n-ai să poți genera profit din asta? Eu cred că pot. Profit nu. Eu cred că în cel mai bun caz e zero. Așa în mai crezi? Bun, eu, Hai să zicem, la momentul de față, așa, calculele care eu le-am în plus minus, eu cred că aș ajunge în zero. În eu cred că, că tu... Mă subestimez? Da. Eu cred că subestimez. Noi avem oameni care ar putea să intervin în proiectul tău absolut Uh, filantropic. Noi avem diasporă care susține tinerii, inclusiv eu. Eu am expus, apropo, iată, eu am să dau un contraargument la, la, susținerea și diaspora. Eu cât eram în Finlanda, uh, la un moment dat, eu am postat niște fotografii pe niște portaluri de fotografii, nu mai țin minte exact cum se numeie. Și mai în scurt mi-a scris o tipă din China, că zic, uite, eu mă uitam pe site-ul X, i am văzut fotografia ta, pe mine mă interesează dacă ai vrea să-i expui aceste imagini pe site-ul nostru, în ziarul nostru, în China. Uh -huh. Și -am zis că n-am nicio problemă. Și am trimis. Și a apărut, cumva am văzut, tralala. Și comentariile chinezilor erau tare, tare nice. Și o platformă de la noi o preluat această știre că un fotograf moldovean a expus, tralala, într-o... I-am citit acolo, comentariile acolo, 80% era hate. Că și este fotografii, dar și că asta e ghine, dar și că n-am mai văzut așa. Mai în scurt, iată. Asta când a fost? Asta a fost în 2015. Și eu sper așa. că s-au mai schimbat mintea. Nu, nu s-au schimbat. Nu cred. Nu, eu mă uit după comentariile de hate care au fost inclusiv zilele astea la episoadele trecute și tot așa. noi, ca oameni, noi de aici, iată cei din Republica Moldova și tot așa, noi suntem foarte buni în a, a comenta, în a zice că am văzut chestii mai bune, dar suntem tare greu de convins să facem de meghini, decât alții. Eu cred că asta e valabil nu doar pentru oamenii din Republica Moldova. Eu, cred că... eu, iată, eu am comparația din Greece. în general, e una. A, tu te referi da, la partea da, asta da, de da. fiul în care reacționează oamenii la o. La orice. la orice. Nu chiar, nu chiar la orice. Sau, nu sau... bine, eu, hai să zicem din domeniul meu. Adică, eu deocamdată mă activez pe trei dimensiuni. Eu am fotografie, video și video în care se include crearea de podcasturi și pe partea de Academie V, unde noi producem cursuri. Și eu, pur și simplu, uh -huh. văd cum interacționează oamenii, știi? Și oamenii care, de regulă, vin să hituiască, ei, pur și simplu, vorbesc din necunoștință de cauză. Te păi, nu sunt oamenii care ar trebui să, sus, sus, la care ar trebui să tragi atenție, nu? Sau ei sunt prea mult? Păi, iată, noi rămânem a fi zeci mii de oameni care ne susținem reciproc și schimbăm niște lucruri și restul, cât acolo, 990 .000. Știți că când vine vorba de ca cum deși, de un proiect artistic, de exemplu, ții doar nu ți doar nu-ți trebuie să te susțină o Moldova întreagă, ți trebuie o mână de oameni să te susțină și atât. Sau tu te referi la faptul că nu e suficientă notorietatea, dar, e suficient, dar trebuie să existe și zona asta de financiară, gen, că tu Ea trebuie poți să fie din... sustenabilă. Gen, tu, tu la asta te referi că e greu la noi, da? Eu mă refer la ceea că, din păcate, nu există părghii normale sau părghii obișnuite pentru alte state în care, în care noi încă trăim în bula asta că artistul trebuie să moară de foame, știi? Dar asta nu-i e, nu e, nu e corect. Nu e, asta și nu este atitudinea care... Dar hai -o să concluzionez da, eu. Da, e interesant da. până la urmă să... Hai. E că tu zici despre infrastructură, că ea lipsește. Uh -huh. Și acum eu o să te întreb așa. Și ar, tre cum ar trebui să arăt în general uh, întreg procesul uh, ca o lucrare artistică, de exemplu, sau un proiect artistic de-al tău, să ajungă la uh, un potențial consumator, cumpărător. Adică care sunt pașii care ar trebui să existe comoze în sens că când tu zici nu avem infrastructură, cum ar trebui să existe infrastructura, așa că e interesant. Să cum ar trebui să arate, da? Da, întreg, e că tu ai creat, să începem de acolo, tu ai creat un proiect cel, un proiect care creația ține doar de tine, adică uh -huh. de tine și echipa ta, de exemplu. După asta... După asta e evident că fotografia e evident poate trăi în varianta digitală, dar uh -huh. varianta digitală nu este neapărat punctul final a unei lucrări fotografice. E trebuie să ajungă fie printată pe și expusă într-o galerie, fie într-o carte. Cărțile de regulă, ele sunt scumpe pur și simplu că ele, e scump procesul de a printa o carte bună, adică pe hârtie care îți garantează că 100 de ani e nu să volatilizează, știi, că tu cu cartea aceea poți să o transmiți și nepoților și acolo tot o să fie bine și frumos. Nu avem un spațiu bun de expunere. Există niște centre, hai să zicem artistice, gen media coru, art coru, și tot așa, dar ei, ele, nu, ele, nu, sunt, parcă, ce puțin experiența mea când am fost la expoziții de fotografie acolo, pe mine nu mă duce în zona în care eu știu clar cum trebuie să arate această fotografie la acest bec. Adică acolo ori e tot galben, ori e tot trist și tot așa. Adică oamenii nu trăiesc această experiență a vedea o fotografie și mai ales că spațiile nu sunt suficient de modulare încât ideea pe care o transmiți prin fotografii să fie completată și de medii suplimentare. Adică spui o proiecție, spui muzică, spui... De genul ăsta de chestii ele nu sunt. Dar hai o să duc la o extremă, ca ha. argumentul cu iluminarea uh -huh. și tot aspectul uh -huh. tehnic. Imaginează că tu ai un, o lucrare artistică care nu presupune doar un bec peste fotografia atârnată pe perete, uh -huh. de exemplu, dar presupune nu știu, o, o fotografie proiectată sau întinsă, nu știu, nu vertical, dar orizontal, de uh -huh. exemplu. Uh -huh. Apoi atunci din, din ce ești spui, este așa că spațiul în care tu îți expui fotografia ar trebui deja să fii pregătit pentru proiectul da. tău. Și eu acum aș să te duc cu gândul la faptul, dar dacă în general tu ai un proiect care presupune, care niciun spațiu nu există, nici pe lumea asta în care tu vrei să-l transformi. Și acum, de aici concluzionând, eu zic așa, dar poate e timpul dacă nu există spațiu este, de exemplu. Sau, de exemplu, biecul ăla nu este corect cu, cu, cu lumină calitativă, de exemplu. Să presupun, știu, poate ar trebui să te gândești că trebuie să-l schimbi. E adevărat, și spațiul despre care el există, el se numește cu balb. Nu, eu, eu zic în general despre un proiect care tu că tu ai tu te-ai tâmpit într-o uh -huh. noapte și zici eu vreau să-mi expun fotografiile ca în general altfel. Uh -huh. nu, nu, există nic nicăieri în lume. Ți-a venit o idee, ai visat noapte, de exemplu, uh -huh. și atunci nu poți zici că nu există spațiu pentru de atâta tu nu te expui pentru că nu există Correct. spațiu, atmosferă și da. tot, tot, tehnica necesară pentru asta. Tu te duci să o creezi pentru asta. Exact. Nu? Și așa da. fac artiștii mari, nu? A că tot așa uh, ești cu lucrările expuse pe rete în care nu există un bec ca lumea pusă pus acolo. Tu te duci și l pui. Nu? Ok, hai să-ți mergem. Dacă, dacă, dacă nu nu-l fură. <gără> și asta <gără> e problema. Înțelegi? Iată, de asta e Da, să... nu știu, muzeul de artă, de exemplu. Știi de te duci, vrei să expui. Ia Victoria Prada s-a expus împreună cu un flăcău. Am avut un proiect interesant. Da, da, am văzut, am urmărit. Cu proiecție acolo proiecția au fost foarte uh -huh. interesant. Și închipă, doar muzeul de artă. nu a fost pregătit pentru așa experiment. Și ei singuri au construit și au tot. Ok. Am trecut peste asta. Hai eu să încerc să fiu un interviator. Da, nu. Ți... Când e podcast despre discuție, nu e neapărat despre eu să-i spun întrebări și tu ni să-mi răspunzi. Eu îți uh -huh. ridic de... la fileu și subiectele și eu tare mă bucur că tu m-ai confruntat pe partea asta, pentru că probabil undeva în interiorul meu, eu nu vreau să accept faptul că eu trebuie să fac singur. Probabil că eu le că m-am... Am obosat să fac toți singuri, știi? Depinde de proiect, înțelegi? Pentru că, de exemplu, dacă tu zici eu am un proiect, uh -huh. și, dar eu sunt, nu știu, omul care ar putea să-ți realizeze proiectul uh -huh. și îți fac bani din asta. Sunt așa mulți în lumea asta, care e ca lumea așa și procedează. Și dacă, de exemplu, eu sunt experimentat, de exemplu, cu uh, întreg procesul de după creație, e ca... Eu tu zici așa, Eu vreau să expun fotografiile în două galerii, în Chișinău, de exemplu, sau în două spații în Chișinău și eu zic, eu te ajut, uh -huh. mă lămuresc, știu unde trebuie, uh -huh. știu cum să chemăm oamenii, știu cum să adun oamenii care sunt necesare aici, care sunt potențiali uh, financiar, de exemplu. Eu pot să uh, te ajut să găsim o um, librărie sau, hai să zicem, o companii care să produci o carte, de exemplu. spre spunem, că există. Dar imaginează-ți situația când tu ai un proiect inedit, neobișnuit. Tu doar tot singur trebuie să faci asta. Și îmi pare, că, să gândești, că, da. și îmi pare că fotograful care a creat o asemenea uh, aiureală, uh -huh. ar trebui să implice în parte în tot procesul. Și că, da, de acord. Și atunci infrastructura e creată de tine. Și gândul meu e spre asta. Poate trebuie să urci și să la întreg procesul. Deci, Ok, pentru Moldova, pașii de eu am proiectul, îl duc spre um, două expoziții, îl promovez pe v, v, rețele, oriunde. De exemplu, inclusiv și pe TikTok poți promovezi uh -huh. interesant un proiect artistic, uh -huh. După care um, o să vând pe site-ul meu și inclusiv pe site-ul unde e posibil asta de, vânzut, de vândut în lume. De exemplu, fotografiile mele în trei variante de tipar plus ramei, nu știu, de la Moldeco, de exemplu. Uh -huh. Și... Uh, M-a plăcut că ai dat exemplu de Moldeco, că e și... Și după asta uh, o să creez, dacă proiectul îmi permite, o să creez o cărțulie, de exemplu. Uh -huh. Și imaginați că toată asta nu există la noi. Și eu nu înțeleg în care momentul zici că este greu. Unde din acest... din acești pași e așa de complicat. E complicat când începi să faci calculele și să tragi linia și să dai seama acție ție, mi-e simplu să duci și la ea și să expui acolo. Și și acolo se întâmplă altceva, tot acolo, tot, tot, trebuie să cheltui bani pentru asta. Da, dar tot e mult mai organizat și cel puțin știi sigur că acolo tot cam e plus minus la un telefon distanță. Ok. Nu știu. Eu, eu pur și simplu am expus la Iași. eu de asta n-am expus niciodată la Chișinău pentru că de fiecare dată când mă apucam mi-e -mi vine greu logistic să rezolv anumite aspecte. De exemplu. De exemplu, că spațiul nu este potrivit, că nu sunt gata să schimbi becurile, că nu sunt gata să fac găuri în pereți, că nu sunt gata să vopsească peretele, că tot așa și tot așa. fost altfel? și în în galerii, tu faci și vrei și pe asta ai venit cu vopsea lavabilă, ai vopsit tot înapoi alb și la revedere. De asta și nu alb. În sens că tu, cel mai probabil, tu vorbești despre faptul că galeriile care sunt... Noi nu avem, pur și simplu, galerii care s-ar ocupa de asta și care ar avea cultură tură galeriilor, da? Uh, hai să pun altfel un pic întrebare. Da, adică răspuns tău e, e parțial, e, îi dau dreptate. Uh, problema noastră e că foarte multe lucruri la noi sunt tare greu. Prin autorizații tare greu, niște bani tare greu, să pui un bec și să, nu știu, să pui perete, nu știu, de cheatră și tot așa. Și evident că în momentul în care vine cineva și zice hai noi ia ca chestia asta să o anulăm, eu îmi fac și vreau eu și după asta să fac la loc, Oamenii se să-ți dea credit din credere, pentru că ei foarte greu asta au obținut, știi, în imaginea okay. care asta se întâmplă. Dar eu mă bucur că apar la noi anumite platforme de expunere, cum Lutnița, de exemplu, de pe -am Galeria care e, știu, cu Pușkin. Este o clădire albă exact pe colții, proaspăt, practic proaspăt renovat, nu știu dacă are un an de când e renovat, și acolo au loc expoziții. Dar, iarăși, nici acolo nu e spațiu ideal de a expune, dar este mai bine decât în alte părți. Decât tavanele sunt în alte, poți să pui lumini și tot așa. Adică eu urmăresc o fotografă, o cheamă Olga Korlovac. Nu o cunosc. Și nu este, uh -huh. nu este foarte cunoscut. Uh -huh. Și e creează tot profilul ei de Instagram, ei despre fotografii intenționat mișcate. Există așa un soi de fotografii. Uh -huh. <coughs> și este tare, tare neobișnuit uh, fotografiile ei și există acolo totuși la mijloc o tehnică de a le crea așa nu, nu la toată lumea am văzut așa fotografie și editare tot ele toate sau negru apropo și că Olga se promovează exclusiv pe uh, eu văd tare mult doar pe Instagram, eu am căutat și pe Facebook dar mai puțin e acolo prezentă eu are cred că două sau trei cărți anumit despre așa tip de fotografii și ea fotografează pe stradă. Adică mm -hmm. doar pe stradă. Și fotografiază cu o cameră micuță și toate fotografiile sunt mișcate. Eu văd că ea se promovează la expoziții în toată lumea, diferite expoziții cu fotografiile ei tipărite și vânzare de cărți pe site și pe Instagram. Și că poftim infrastructură. Și eu mă întreb, de ce nu putem noi aici Așa, de, mi interesant să-mi spună că am și cifre fașie din aceste vânzări. Nu e foarte interesant pentru că eu am printat și cărți, dar cărțile care le-am printat erau evident sus, co susținute de exemplu de universitate la care am învățat, știi? Și pur mm -hmm. și simplu, cunosc care sunt cheltuielile unor cărți bine printate. Păi cât? Cât e o carte bine printată? Pe, care... Peste 100 de euro, ușor. Eu nu cred Jau urmarės, jie ką Bastian Wood, vis kažką jai spūnė, yra kartė, jis sudlygrosūds, parit, uh -huh. binny, alb-negro, apropo, alb-negro, aš tikiu, kad jai e mėgdriosti paritikti kolorą, apropo, nes su mencijai alb-negro... Hovor <laughs> maženta, varvardženta. Varvardženta. <laughs> Și cartea lui, cartea lui costă 100 de euro și eu uh -huh. nu cred, Bastian e un flăcău care nu și vinde ieftin lucrările și eu uh -huh. nu cred că se ne costă cărții, eu ieșit, probabil depinde și tiraj. faci. Eu cred că acolo există și niște finanțări. Posibil, În... dar și la noi nu e posibil să ai o finanțări? Adică, uite, este eu... posibil, nu știu cu asta e trebuie, înțelegi? Adică noi avem niște probleme mult mai grave la nivel social. Noi mai degrabă facem spoturi și campanii. Dar finanțări probabil... nu de la stat. Finanțări de la like, ca așa cum se întâmplă finanțări cu diferite proiecte, de exemplu. Cu, nu știu, doar să finanțează multe proiecte care cineva ar putea să zică, da, cui trebuie asta? Uh -huh. Că nu e, că nu avem drumuri. Nu, dar... Nu, <laughs> nu iată, eu, de exemplu, eu acum colaborez activ cu oameni și kilometri, fac fotografii pentru și dar acolo e fotografii documentară, cumva, și inclusiv expoziția lor este finanțată de donatoare, adică la fiecare final de an sunt prezentate câte o imagine din fiecare articol pe care, nu știu dacă tu citești oameni și kilometri. Buțână, eu am deschis, am... Da, și bă, acolo tot îți mai scurt, acolo se printează tot, nu la calitatea bună, dar la calitatea suficientă pentru ca tu să stai la 3 metri de imagine și acolo să nu-ți apar e, și dacă cineva o rupi, să nu fii scump să duci să și să mai pui o dată, pentru că asta se întâmplă des. Iată, contextul ăsta noi încă. La capitolul tipar, noi avem probleme, Moldova, de acord. Eu dar am tipărit mulți fotografii pentru expoziții, uh -huh. pentru med park, uh -huh. pentru proiecte care le-am mai avut. Și eu știu cum e partea. De atâta eu consider că pedantismul la capitolul ăsta nu trebuie să-l trebuie să coborâm în general. Gen, tu să zici că eu nu vreau să expun lucrările pentru că la noi tiparul e... Eu nu, expus noi. Tiparul e da, sunt de acord. Poți să lupți pentru tipar, poți să te cerți cu nenea care au făcut facultate de istorie și el stă în fruntea mașinii de tipar, de exemplu. Dar așa stau lucrurile. Și mai ales când vine vorba de tipar pe format mari, Acolo e complicat să bine, pentru că trebuie mașinării și o om care se pe în asta. Dar eu am avut lucrări te bine. Că, de exemplu, la Medpark noi am lucrat pentru... Când a fost proiectul, primul meu proiect cu Medpark, o să numeam ochii lor. Uh -huh. Tiparul final pe pânză a fost foarte bine făcut. Și până și acum stau fotografiile pe pereții la Medpark și sunt rezistente pe pânză, de exemplu. Dar dacă vorbim despre proiectul meu legat de pandemie în Ungheria, uh -huh. acolo a fost mult mai complicat cu tiparul pentru că a fost decizia de de tipări pe plastic pentru că alte soluții mai bune nu aveam pentru ca să putem să încleiem pe structurile astea circulare, uh -huh. pe capsulele care, care au fost integrate acolo fotografiile da. și acolo a fost mulți probleme cu tiparul. Dar ideea că, dar nu asta o cel mai mult în proiect. Contează tiparul, contează, dar ideea e că tu contează atunci când omul o să uite la fotografia asta zilnic, de exemplu, când o să o pună acasă pe perete, când o să aibă o carte și o să deschidă acolo, contează parul, Dar și acolo oamenii închipuți că tu ai vândut o carte dintr-un proiect cel de a tău, frumoasă, interesant, cu mesaj, cu mm -hmm. atmosferă, o fiecare dat când o deschidi, intră în lumea ta și închipuți că fotografiile de acolo sunt împărite la tipar offset, nu super detalizate, cu majoritatea așa tipăresc. Uh, și o leacă magenta, de exemplu. Uh -huh. nu Chiar asta o să-i schimbi percepția despre produsul tău, despre lucrarea, dar nu e adevărat. Ce? Nu eu nu știu. Eu, eu, eu mă confrunt cu acest ins perfecționist care. Cumva parcă efortul pe care îl depun eu în crearea imaginii, vreau să fie egal, proporțional, știi, cu de modul în care această imagine eu știu, este. Știu, Și eu, știu, Dar eu sunt conștient. Eu nu sunt. Eu sunt uh... că eu stare impulsiv. Și când știu că, de exemplu, un produs. Uh... Eu am avut asemenea situații de chart impulsivă cu companiile din Ucraina care produc albume. Uh -huh. Și acolo tiparul nu se compară cu tiparul făcut pe format mare. Acolo sunt mașinării care tipăresc super fain. Adică acolo și având experiența unui tipar, unui album tipărit alb-negru, corect, în care eu la o lumină corect îl deschid și văd că asta e alb-negru, atunci, când data viitoare, alte companii, sau aceiași companii, o să te un album magenta și eu trebuie să livrez clientului, uh -huh. chiar dacă clientul nu sunt asta așa de tare. Eu am o problemă și -o de acord, te înțeleg ce să spui. Uh -huh. Dar atunci când tu creezi un proiect, ca de exemplu, cum au fost noi, proiectul meu, cu doctorii în pandemie, doar acolo contați cel mai mult mesajul. Dacă acolo nu a fost atâta de detalizare sau dacă au fost nu foarte bine. Au existat pe pe, pe alocuri, au fi soi de linii minuscule și era o problemă, dar eu trebuie să închid doi la asta, pentru că de altfel nici nu s-a mai întâmplat proiectul ăsta. Eu cred că băieții de la care tipăriți erau să zic, pa, nu nelzea, ne mojăm prostul și eu trebuie să închid. doi că zic, hai să faci. Dar eu proiectul l-am dus la capăt. Chiar dacă tu zici nu e infrastructură. E că proiectul ăsta a fost pentru mine un... Păi da, dar vezi că la tine proiectul ăsta a fost site specific. Adică tu ai luat o idee foarte clară și tu ai inclus-o într-un spațiu foarte clar unde se întâmplă lucruri, știi? Tu n-ai expus-o în holul spitalului, tu ai expus -o afară, adică era... Dar eu din de ce acces. spui tu acum, corect, concluzionez faptul că atunci când tu creezi o lucrare sau un proiect creativ, conceptual, eu corect înțeleg că tu nu ești sigur unde o să meargă fotografia asta, tu, tu ai vrea ca asta să se întâmple cumva un soi de improvizare. Mm, adică eu am o lucrare... De, nu știu, nu, așa depinde la un proiect la altul. Adică sunt proiecte care tu știi foarte clar unde tu vrei să le expui și tu faci acel proiect anume pentru acel loc. E că vreau să-ți spun că Igor Schimbător, uh -huh. nu știu dacă știi, uh -huh. e ca, Igor știi, mi-a spus că ei vor să o galerie de genul de care tu zici că nu există la noi. Și ideea, după părerea mea, e una super bună, uh -huh. dar totodată este o după părerea mea. Este? Adică ar putea să fie un proiect de suflet în care oamenii ăștia să nu facă bani din asta. Cu siguranță nu o să facă. De ce ești așa de sigur? Pentru că asta de este de... realitatea. Pentru că noi, dacă asta ar lucra și ar face bani, nu ar exista 100 de fotografi de eveniment și un fotograf care își câștigă altfel existența de fotograf, înțelegi. De, de, că de ar acord, fi măcar și înșeștora. Schimbe la noi cineva trebuie să ia atitudine. Ia ca de exemplu, igor schimbător o și nu există la noi așa ceva, hai să încercăm să facem. Ok, nu ți meargă, nu ți meargă. Și îmi place atitudinea asta. da, dar el Nu eu e așa de păi <r Fine> De asta așa zic, eu sunt de acord că eu nu mă lasă gândul, aș face chestia asta, dar în momentul în care mă sunt autosuficient pe alte, știi? Te înțeleg, de, asta e de acord, de acord. De, 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 de -asta, asta eu încă... Știi cum se întâmplă la noi? Că, de exemplu, există un fotograf care își poate permite să aloși întreg timpul lui ei sau lui pentru proiecte creative, de exemplu. Și uh -huh. va și și, nu știu, gen, e, e suficient absolut tot în viața ei și își permite să facă asta. Eu nu pot să-mi permit, eu personal nu pot să-mi permit, dar e ca, închipuiți că există așa un fotograf și majoritatea cazurilor așa și se întâmplă cu fotografii care au toate pârghile necesare ca să aibă o viață bună, apă Uh, le mai trebuie ambiții și o de drive și să apucă de asemenea proiecte și le duc la capăt, având inclusiv și susținere, neavând nevoie ca despre infrastructura care tu spui, pentru că el pe parcurs are atâta susținere, inclusiv financiară, din spate, din undeva sau din familie sau nu știu, că poate să duc la capăt întreg proiectul uh -huh. cap cu cap Și el mai des așa se întâmplă în situații în care e ca, cum zici tu, că e la noi. Eu, nu știu cum fac, cum, procedează fotografii pe dar din și eu urmăresc dar are mulți fotografi, tot, tot singuri fac. Adică nu văd așa influență din nu știu, cineva să vină și să-l ia. Dar nimeni nu-l ia, evident, că aici trebuie tu să fii generatorul, motorul, știi? Adică tu trebuie în primul rând să vrei și să ai și să răți și spui că hai să ne unim forțele să facem asta. Dar am în vedere că noi avem mult prea puține galerii. Noi avem prea ține. Mai în scurt, unde parcă găsești soluția, parcă mai vine cu o problemă. Și după asta iar găsești soluția, și asta mai vine cu o problemă. Înțeleg, adică asta da. tu, practic... Și la un moment dat zici că vrei să te faci fotograf din nuntă. Și după asta zici că mi-e simplu să faci nuntă și ea că printează albumin <laughs> albumin, da. In și asta nu-i ușor, Eu te cred, eu <laughs> te cred. De asta și zic... Ea că, de exemplu, eu, eu chiar dacă asta nu sunt tare asta, dar uh -huh. eu consider că eu fost unul din primii fotograf care au insistat ca majoritatea oamenilor care fac nuntă să fac aibă bine. album. Dar albumele sunt scumpe. Un album din nuntă e între 350 și de euro. Un album din nuntă costă. E adevărat că acolo tiparul e net superior majoritatea tiparurilor care există în general pe lume. E tipar de mașină, de laborator pe bază chimică și acolo uh -huh. sunt mașinării care au gar garanții la tipar se dă 100 de ani. Unii dau 50, alții 100 de ani. Nu știu unde e adevărul, dar ei că albumele sunt foarte rezistente, inclusiv și prins foarte bine. Dar uh, pentru un asemenea album uh, trebuie să plătești mulți bani ca și client și în România de exemplu, aproape din totdeauna exist, nu a diferențierea asta între oferta unui fotograf care se presupună că cu album sau fără album. adică Atunci când că eu eram în perioada respectivă când eu am hotărât să introduc cu deasăl albumele foto uh -huh. în serviciul meu și asta apropo a fost o decizie bună pe termen lung <coughs> pe termen scurt nu chiar dar pe termen lung a fost bun. În România era era obișnuit că eu, no, ca fotograf, este, trebuie, este, trebuie da? să livrez album. Cum adică fără album? Gen, trebuie să te părim fotografiile. Uh -huh. Și în România asta era valabil. Dar la noi nu, la noi... Și era o decizie greșită, eu să zic atunci, că e ca serviciul meu costă atâta, dar plus album costă atâta. Și atunci eu am decis să introduc albumele și pe termen lung asta a funcționat inclusiv ca o bucățică de PR pentru mine. Un fel de carte de vizită, că e atâta... da, pentru albumele că... de la Alex Ardachi. Nu, nu așa. Gen, albumele sunt uh, un rezumat tare, un gu, tare, compact a evenimentului. Și atunci când când tu vezi de la un eveniment un rezumat în gust cu cele mai bune fotografii, îți creează o impresie, îți pare că eu ca fotograf sunt bojica fotografiilor din Moldova, de exemplu. Da, tu și ești. Ei, nu, <laughs> nu <laughs> <vet>. <laughs> Voi dacă sunteți de acord cu mine, susțineți mă -mi în comentarii că Alex e modest, de... dar <laughs> de, nu știu de ce fac referință la dânsul când văd o fotografie Spară bună. că văd că o, o... Da, o... Da, 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 de da, comentarii, okay. <laughs> hate. Au <laughs> fost la nuntă la mine. Nu ne-a mi dat fotografia cu Tărescu. <laughs> tu serios? Dar tău ai așa <laughs> Nu, nu foarte des. Și stai și spunem. Stai că să am dus la capăt gândul meu. Cu, cu fotografie, că albumul este comprimat, că fost... Cum, e, cum asta funcționează? După părerea mea, asta nu funcționat destul de mult, uh -huh. că inclusiv și la capitolul, e ca E-Link, că zici că... Asta tot, apropo, inclusiv datorită după părerea mea albumilor, de atât că ele creează impresii, ori și fotografii tipărit, e altă experiență cu mine ca fotograf. datorită faptului că inclusiv albumele sunt făcute super calitativ. Adică tu când pui mâna pe un album, e experiență unică în general și eu de exemplu acasă tot am o grămadă de albume eu mă consider ciubotar cu ciubote, pentru că eu am acasă vreo 40 de albume nu mari ca din untă, dar multe albume inclusiv datorită faptului că e altă experiență când tu deschizi un album și oamenii deschid albumul și la un moment dat întreabă și ni fotograful sau întorc albumul pe vers și acolo există logotipul meu sau unele albume au pe interior scris mărunțel acolo ok. că eu am fost fotograf și într-un final într-un final oamenii își fac o impresie despre mine ca despre un fotograf mai bun decât sunt și e că albumele cam așa au funcționat de-a lungul timpului și asta de mult, eu din 2013 mai timp livrez albumii. acum ele nu mai sunt inclus în preț um, Albumile um, machetarea albumului e un proces tare migalos și că din considerentul ăsta, eu nu le -am, acum nu le mai am, le-am separat. Și oamenii care vor, se, cu separat de obicei, le machetăm, că era super complicat. Oamenii până decid și fotografii, intră într-un album din 1000 de fotografii, ai în album 80, este super complicat. Este. Da, și pe lângă asta, după care o grămadă de modificări la machetă, dacă omul îi suferă de pedantism. De perfecționism, adică. Da, și de perfecționism. Și acum nu sunt inclus în preț, dar perioada a fost. Eu nu știu ce așa mult am vorbit despre asta, dar... Pe asta înseamnă că e o parte importantă care pe tine te-a durut la un moment dat și te-ai găsit soluția și că ai fost pe vă Că și despre... Da. Eu, eu, în general cred că fotografiile trebuie să Și soluția de a le pune într-un album îmi pare una tare bun, foarte bună. Pentru că, să știi, există oameni, dacă eu am avut experiențe... și apropo des, cu uh -huh. cupluri care le-am livrat fotografiile și eu am întâlnit situații când cuplurile nu vor să fac tipar să tipărească fotografiile, să le pună pe perete. Nu vor să aibă asemenea fotografie acasă. Și crede pentru ei este mult mai bine să aibă un albumaș care stă undeva acolo, pe care îl deschid cu, cu ocazia. ocazia de sărbătorilor uh -huh. sau când vin bunei, părinții, inospiței, uh -huh. de exemplu, decât să ai fotografii pe pereți. Și apropo, m-am... Pentru mine a fost straniu, apropo, prima dată. Eu am avut expoziții de fotografii din unt și la, la... În final eu am vrut să dăruiesc fotografiile care erau mari. Uh -huh. Și eu am avut cupluri care noi nu punem acasă fotografii, așa fotografii pe reț. Cu toate că erau fotografii fine, uh -huh. Dar nu punem. Și eu întreb, dar de ce? Da, pentru și să mă văd în fiecare zi eu de la... Ce nu e necesar asta? Ce știi? ai făcut cu el până și am un că stau la mine în, 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 în studiu, da, pe, pe undeva. Am da, gândit că ți le-ai pus acasă, Eu în studiu, în oficiu meu precedent, le aveam pe perietă, după care în studiu acum nu le pun, nu le... Poate tot din așa mod Poate am ajuns în clipa în care gândesc Când, și eu ca... Nu știu ce să zic. Vezi că e, orice fotografie are un soi de termen de valabilitate. Eu așa-l numesc termen de valabilitate pentru că... De valabilitate, De valabilitate că uh, obosești, pur și simplu, de densă, și trebuie să faci și să le mai schimb, da, rocada, să le dar asta nu înseamnă că fotografie era. Pur și simplu, la momentul ăla, că e obosește de și... Eu tot cred că cuplurile care au refuzat să aibă fotografie acasă pe perete, eu cred că din motiv că parcă mai degrabă ar pune ei pe perete o fotografie, nu, nu de la nuntă. Uh -huh. Poate ei ar vrea să pună o, o fotografie de la, nu știu, un eveniment sau o sesiune obișnuită cu ei și parcă e mai rezistent în timp așa o fotografie. Decât rochi, costum. Nu e da, de foarte oficial. Poate asta și e o problemă. Poate. Sau poate nu se combină cu... decorul. Decorul. <laughs> în da. că asta tot e... Ar putea să fie, da. Da, asta poate fi un motiv. Dar pentru mine a fost straniu atunci să știu cum, adică eu vă dăruiesc fotografia asta. Și nimeni nu le vrea. Eu că <laughs> eu cred că am de la prima, prima expoziție de la ea și eu încă nu ne-am luat vreo 20 fotografii, eu nu le-am lăsat acolo. Și erau multe așa pe a trei. printat la Chișinău, dus la Iași. Te și nu ești pe la Iași? Bună întrebare, pentru că eu atunci nu reușeam să ajung la Iași. Eu atunci a. câteva zile trebuie să le petrec la Chișinău și după asta să le duc la Iași, de la Iași zbor în Finlanda, înapoi la universitate. înțeles. Care ce acolo a fost. De asta aș zic, eu am experiențe de asta de hai rep de să lucrăm, hai să lucrăm calitativ și de asta s-a terminat E că tu mă întrebai compromisă. despre artistismul fotografiei. fotografie. Uh -huh. De exemplu, mie mine cel mai mult și mă doare în fotografie Asta e faptul că. E că dacă eu n-aș fotografia, fotografii din nuntă, n-aș face eveniment, pentru că asta îmi consumă tare mult timp. Dacă eu n-aș face asta, atunci aș merge pe calea. Nu fotografii neapărat artistice, dar fotografii care are un mesaj pentru public. Mesajul poate fi educativ sau sensibilizeze o anumită parte a societății, gen pe o anumită de exemplu. E ca pe mine destul de mult mai interesat medicina, de exemplu. Și că în medicină există multe tipuri de maladii și eu ca fotograf aș putea să intervin, de exemplu, și să ancorez un mesaj de sensibilizare sau de educare publicului, de exemplu. Asta ar putea fi un proiect cu un doctor sau cu o instituție în care aș putea încora din mesajul acelui doctor sau instituții, fotografii. E ca închipuiți, că există așa boală, se numește alopecie. Uh -huh. De exemplu, oamenilor lica de păr, e o boală autoimună. Și e o boală vizuală, adică e una pe care o poți reprezenta, de exemplu. Și e ca, pentru mine, poți numi asta artistic, nu artistic, idee, cum, gen, contează și reprezentarea inclusiv. Dar închipuiți fotografii obișnuite făcute, tehnic executate. Bine, plus un mesaj de educarea publicului, în care tu educi lumea care vede pe drum oameni din, cu asemenea a, problemă, uh -huh. boală, și ei să aibă atitudine potrivită pentru, adică, să nu se uite straniu, să nu există pentru... Să nu, să nu, gen, proiectul să facă ca oamenii să fie mai educați la capitolul acestei boli, de exemplu. Ce să fie că, mai empatici. Și că de exemplu, asta este un proiect creativ uh -huh. sau nu e? Că dacă ne uităm la idei, în general... Este? Pentru mine nu este un proiect creativ. Este un destul tehnic. Adică deci presupune mult Proiectul Proiectul necreativ tehnic. e să pui o cameră web în centrul orașului și să filmezi într-una. Ok, deci este deci, este tu te la asta altfel decât mine. Da, adică okay. faptul că tu deja încerci să, să unești cel puțin trei medii de comunicare. Tu unești textul cu imagine și tu te adresezi unui public care tu, tu nu țintești nișa. Tu la toți te adresezi. Dar tu ca să te adresezi la toți, tu, tu, tu trebuie să înțelegi cam ce ar putea să înțeleagă un om cu cultură medie sau cu, cu uh, inteligență medie, da? Ca, ca mesajul tău să fie transmis mai departe. Adică eu, de exemplu, eu uh, revenind le cu țăcă, partea asta de subiectiv și nesubiectiv, eu, de exemplu, eu nu sunt de acord cu imaginei, vorbești câte o mie de cuvinte. Eu nu sunt de acord cu asta. Deci nu sunt de acord pentru că eu sunt conștient că orice imagine are nevoie de un context cum o să înțeleagă din și perspectiva, să citească mesajul sau să uite la fotografia asta. Nu to ca -ai -fotografie da. à, toate fotografiile, că tu zici de conceptuală. Da. Mie nu toate fotografiile erau în societate de statement. Eu la toate fotografiile. Pentru că trebuie, eu îmi dau seama că omul dacă se uite, nu știu, e că la mâța asta, el lui da, nu o să-i spună multe. La mâța asta, gen unde este fotografia conceptuală? E mesaj? Un mesaj? Mi îmi pare că trebuie să, mesajul trebuie să fie impregnat în fotografii. Ele, să, ele vin la pachet unul cu altul. Ele, nu pot, trăi separat, dar ele separat transmit cu tot altă înțeles. Gen, tu vorbești anume de caption este sau tu vorbești de un mesaj mai... El se numește de regulă statement, el poate fi caption, dacă vorbim în termenul de online. Dar orice, de regulă, dacă tu vrei să transmiți un mesaj un pic mai... Nu pur și simplu, aceasta este o măță. La asta nu e... Nu, nu, nu da dacă îmi vorbești de, de fotografie conceptuală, tu uh -huh. vorbești despre o fotografie executată într-o manieră în care acolo În fotografia... E că, uite, imaginează-ți o fotografie executată în așa mod în care oamenii o pot interpreta diferit, în dependență de exemplu, de Cultură, stare, uh -huh. seară, dimineață. Da. Și atunci, de ce ar trebui acestui om eu să-i dau un text explicativ? Pentru că el trebuie să înțeleagă care este cheia de citire a mea, a artistului. Faptul că tu ai vrut să vezi alte da, lucruri, da, e perfect e normal. Îngustiez. Nu, eu îi dau pur și simplu lui contextul pe care eu am vrut să-l transmit. pe că eu aici nu sunt de acord. Eu cred că contextul trebuie, trebuie dat în fotografiile care poartă în sine un rol documentalist dacă noi vorbim... Eu nu știu, tu nu poți băga imagini în podcast tu nu bagi poți imagine. Fac. Pentru eu, că, pentru acest episod poți să faci Pentru că dacă noi, de exemplu, să exemplificăm uh -huh. fotografii conceptuale, eu pot, de exemplu, să-ți arăt a unor artiști fotografii Hai. în care nu este neapărat să bagi acolo un context. Adică tu poți băga acolo un text de exemplu despre emoție pe care tu ai simțit-o în momentul în care ai fotografiat acest... Uh -huh. scenă. Uh -huh. adică asta da, sunt de acord, dar asta nu este același lucru ca, ca în fotografie documentară, în care tu scrii con concret unde te afli și ce s-a întâmplat, um, um, îi aduci cumva explicații mai clare și, și nu se vede în fotografii ca consumatorul să înțeleagă mai bine. Asta e contextul despre care te vorbești. Dacă noi vorbim despre o fotografie conceptuală, eu în general consider că unele fotografii nu trebuie să conțină deloc. Deloc. Nu de, explicativă? Da, pentru că ele, ele însă și independente deja ca și ca, un Ele obiect, pot fi independente, dar vezi că... eu cred că aici foarte mult se rezumă la care este scopul fotografului. Adică ce vrea să transmită fotograful? Dacă el pur și simplu vrea să transmite sau să expună niște imagini, snapshot-uri din nu știu, călătoria lui, nu contează. Adică el nu neapărat vrea să dea tare mult context, el pur și simplu își împarte frânturi de memorie pe care el le-a fotografiat, știi, le-a captat. Tu și perfect normal, dar din punctul meu de vedere, dacă există un context un pic mai larg, care este pentru un public un pic mai larg decât, pur și simplu, prietenii care cunosc și ei și faci tot așa, eu cred că este, cel puțin nu este, n nu o să fie în plus, contextualizare. Adică omul să înțeleagă cam ce se întâmplă acolo, de ce se întâmplă așa și cum se întâmplă asta. Adică faptul că tu o să interpretezi nu fel, se întâmplă acolo nimic. După, iarăși, asta e fotografie. Și iarăși, e foarte, foarte de la un caz la altul. Dar după, eu sunt de părere că eu nu pot lăsa privitorul cu ochii în soare, dar pentru că eu nu vreau să-i zic mai mult decât. Știi? Adică deci, eu de că eu trebuie să-i dau tot și poți să-i dau, că el să înțeleagă Știi mai bine. e problema? Eu cred că există fotografii că, care necesită asemenea text explicativ de uh -huh. exemplu, dar există fotografii în care nu, nu e nevoie și din potriva, după părerea mea, poți să faci mai rău cu asta. Și noi am putea să exemplificăm. Asta o lea o viața, dar am putea să exemplificăm. Uh -huh. Eu chiar încerc să mă gândesc, nu știu, la o fotografie, nu știu, trasă de Ansel Adams, de exemplu, uh -huh. fotografiat, nu știu, un peizaj extrem de minimalist, în care acolo, dacă eu o spun fotografia asta pe perete, tare nu o să mă intereseze și zona a globului, era copacul respectiv, atâta uh -huh. timp cât pe mine fotografia asta mă liniștește, de exemplu. De fiecare dat când eu mă uit la... Și atunci, Dar vezi de... că tu știi că este Ansel Adams. Știi ce zic? De ce? Nu... De ce? Închipuți că tu ai pe o fotografie, no name în general, Aha. în care e ca, ea, ea, te provoacă că tu uitându-te la fotografia asta să sunt ceva, de exemplu. Nu, asta de, înseamnă că e suficient. da, de, 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 asta eu cred că există fotografii care nu necesită. Și există fotografii care necesită. Și e ca, de exemplu, cum ar fi, nu știu, un uh, proiect în care tu fotografiezi um, um, ce se întâmplă în backstage la teatrele din Republica Moldova sigur că tu trebuie acolo să uh, completezi întreg mesajul fotografic, să-l completezi cu un text, e necesar. Uh -huh. Acolo, în general, o, proiectul poate fi mult mai interesat, tu poți completezi cu texte create din backstage de direct de către scris cu mâna de către actori, de exemplu, uh -huh. de ca o idee de proiect, poftim. Uh -huh. <laughs> o cumpărați? <laughs> nu, no, e adevărat, adică mie, eu îmi dau seama că fotografia deja în 2024 e deja au ajuns ca fiind un mediu complementar cu alte medii. Adică nu, e foarte, foarte rar să mai găsești când e doar fotografie clasică pus în paspartu, pe... Știi? Eu, cel mai popular deja e fotografia împreună cu AI-ul. Da. Sunt, apropo, fotografie ca în Rusia care împletesc fotografii făcute de ei împreună cu AI-ul și Interesant, Pe asta cred că da, mai post fotografie. Este așa concept de post fotografie, eu de din Nu. El nu a devenit un pic mai popular ca în anii 2015, 16, 17 încolo. Când în teoreticienii de artă, eu și pot să dezbată dacă este necesar să mai faci fotografii sau nu, pentru că există bănci de imagini cu tot ce vrei. Adică, de exemplu, așa la fel, a fost fotografiat pe zi de milioane de ori. Pentru ce să mai faci atâta fotografie? Și da, s-a introdus conceptul de post-fotografie. Adică cum și ce faci tu așa încât iată fotografie deja să și altceva decât pur și există, simplu. Azi. da. Dar evident că formele este sunt interesante și drept nu mi place fotografia clasică. Adică, eu cred că orice fotografie are drept la existență, indiferent că conceptuală, neconceptuală. Eu cred că unele nu au drept. Îmi <laughs> pare că <laughs> intrăm într-o zonă neagră. Trebuie să fiu rău, da? <laughs> Dar tu ești un fel de, de, de fotograf cel rău, dar asta pentru că ți-am zis că ești talentat și că oamenii te recunosc. Dar tu, tu ai o problemă să zici... Uh, că ești talentat? Nu, că ești rău, de exemplu. Dar nu mm -hmm. pare că ești rău. Eu, pur și simplu, cred că noi avem experiență diferită și noi ne-am creat diferite viziuni față de niște lucruri. Pentru că adevărul că eu uneori sunt rău de asta și tu... Nici eu nu sunt mai sfânt. Tu ai contrastat așa mesajul tău. Tu ai zis că

talentul ăsta, nu știu... Care poate, ori poate le ai, ori nu le ai. Poți să-l dezvolți, apropo. Pii. Talentul, apropo, tot poți să-l Dar eu cred că poate noi cu tine iarăși vorbim <laughs> despre noi două noțiuni diferite, prostă două noțiuni. Eu tot timpul când încerc dezbat un subiect cu cineva, primul mm. lucru care îl fac apoi noi punem accent pe noțiuni. De exemplu, mm -hmm. când eu spun că asta este cămașă, a putut, nu trebuie să crezi că asta este mai eu. Noi deci trebuie să vorbim despre același lucru și foarte des în, în, îmi pare că în toate limbile lumii există mm -hmm. o asemenea problemă de limbaj. Pentru că, de exemplu, în limbajul tehnic a fotografiei sau matematic fizic, nu există așa loc mult de subiectivism, în care eu vorbesc despre una și noi vorbim despre parcă același cuvânt, dar noi avem în vedere lucruri diferite. Și e ca cu uhum. arta, cu talentul, e același lucru. E ca gen... Te-ai învățat de jurist? <laughs> de pe pe juridic? <laughs> nu, nu e pentru de că ultima, de e ultima, ultima dată când am avut genul ăsta de discuție și atât pe partea asta, că noi trebuie să să creăm acest vocabular de identificare a anumitor aspecte. Eu am vorbit cu Maxima Covei, nu știu dacă îl cunoști, jurist. Apoi, ea că noi cu s am dezbătut un ceas de vreme, iată niște aspecte de este de identitate moldovinească și tot așa. E că de asta eu când, când tu zici că eu sunt un artist, apoi eu da, mai dat. mult, mai mult mă simt un om uh, mai mult parcă sunt rădășinat în partea tehnică Meseliș. a lucrurilor. Da, un soi de meserie, așa că da. De, de exemplu, fotografia din nuntă eu meserie, eu un soi de... E un război, Fotografie, nu, în general eu îl consider un război, uh -huh. un război greu pe alocuri. Ia, fotografic... Ia deschid o leac mai tare subiect, că eu am vrut să te întreb în mod special despre nuntă și, și părerea despre nunțele moldovinești. Și... Fotografia din nuntă înglobează în interiorul ei ca fotograf trebuie să aibă mult mai multe aptitudini și cunoștință și abilități decât ori și fotograf luat în uh, gust. De, de, exemplu, de exemplu, tu ești fotograf care creează headshot-uri, de exemplu. La tu nu ai nevoie de atâtea aptitudini cât are nevoie un fotograf din munt. Și e vorba nu doar de fotografii. Tu trebuie să ai aptitudini inclusiv în fotografie. Tu trebuie să poți fotografia cam toate genurile de fotografii, Cam toate. Tu trebuie să poți face inclusiv și fotografie documentar, fotografii fashion, fotografii de portret, headshot-uri. Trebuie să poți fotografia și o de macro. Tu trebuie să poți fotografia Peisaje, de exemplu, cam tot trebuie să poți. Toate genurile trebuie să le poți. Uh -huh. Dar majoritatea fotografilor din lume nu fac așa. Și Aș e o direcție, o nișă ca în medicină, de exemplu. Dar fotografia, lume, tu trebuie să pe toate să le înglobezi. Pe lângă asta, tu trebuie să fii un foarte bun comunicator. Pe lângă asta, tu trebuie să poți uh, să fii o bucățică de psiholog. Tu A, trebuie să cred că. Da, tu trebuie să poți cu oamenii care sunt stresați, să poți să-i liniști, să transformi întreaga asta atmosferă de atâta dacă un fotograf din unul, e mai aproape, de exemplu, de o mireasă pe parcursul evenimentului decât mirile, de exemplu. Și da. tu trebuie să poți... Să intervii cumva da, în momentul în orice situație. Pe lângă asta, tu trebuie să fii tare de caracter pe teren. Adică tu, ca să obții fotografii bune, de exemplu, pe mă refer în partea unde se implicați mulți oameni. Mă refer la prestatori. Gen organizatorii, muzică... Da, un foto, de atât asta e un război, de atât că în acest întreg uh -huh. care se întâmplă pe la o nuntă, în care există tare mulți oameni care fac altură la nuntă, apropo, ca tu să poți să faci fotografii bună Absolut trebuie să poți să te discurci, poți ori să fii rău, ori să poți negocia, ori să poți să faci așa că oamenii ăștia să lucreze în favoarea rezultatului tău final. Pentru că hai să recunoaștem că toți prestatorii care sunt la o nuntă sunt acolo ca să fac chef pentru o seară, dar un fotograf îi se fac fotografii pentru o viață. Și există uh -huh. ar trebui să există prioritizarea asta pe care nu toți o înțeleg. Și un fotograf din nuntă este un fotograf care intră într-un război și cu cât mai bine el se descurcă în această luptă, cu atât e mai bun fotograf din nunt. E ca cam așa e... Și de câte te, te bătut la nunt cu presătorii? Nu m-am bătut, de des m-am certat. De Cel mai lumini? des m-am certat cu luminiști. Și el mai des, și el mai des am avut certuri. Și într-un timp era chiar situații în care mă urau unii dintre tânși și de fiecare dată când vine eu cred că și am unul tare mă iubesc, dar eu acum sunt mai tolerant Mhm. Uh -huh o leac, poate cam o, o am obosit, poate. <coughs> Dar s o schimbat inclusiv și luminești, o leac. Mai, și eu lucrez în anumite săli de evenimente în care vin băieți care sunt chiar pricepuți, știi? Pentru că dacă înainte era altfel, am s-au mai schimbat lucrurile, Da, există situații când mulți și alți prestatori cu gen nu au zona asta de halturi, eu, eu niciodată nu pot suport, adică eu nu sunt atât de pedant, de exemplu, dar nici nu se poate așa, gen, ca vorbește, nu știu, mama la microfon și luministul e la fumat, dar pe dânsa un spot verde și ei șrec. De exemplu. e, dar asta e drept. Asta e drept. Știi care e problema? Că oamenii pe moment îi uită, dar fotografiile rămân. Da, și gen închipuți că după asta și eu trebuie eu pot să rezolv problema luministului, eu pot să-mi bag o sursă de lumină extrem de puternică ca să omor întreaga nuanță de acolo. Dar de ce? Dacă acolo există luminist uh -huh. care ar putea să mă ajute din potrivă, eu să am un background frumos, eu să folosesc o sursă artificială ca să am lumină curată pe subiectul meu, dar Sala și evenimentul să arăte frumos. Și asta e în favoarea inclusiv și a lui, ca, ca, ca companie. E adevărat, de asta. De aici, uh. întrebarea asta e la nivel uh, comun. Dacă citești mai mult, ești o mai deștept și s-ar putea să vezi mai multe perspective. Dar oamenii nu preferă să se educe, știi? Oamenii nu preferă să comunici eficient. Oamenii nu preferă să fie un pic ușor mai empatic unii cu alții. Oamenii nu preferă să accepte pe alți oameni așa cum sunt ei. Și nu-și bași nasul acolo, nu le șerbi oala, știi? Dar iată, cumva, chiar dacă noi toți suntem, sau o bună parte suntem conștienți că da, se poate de făcut lucrurile altfel. se poate de făcut mai bine. Se poate de făcut așa încât la toți ne fie bine. Eu vreau să-ți spun că în industria noastră a evenimentelor, uh -huh. în general, lucrurile se schimbă acum încă mai repede decât s-au întâmplat până acum, inclusiv datorită faptului că au apărut organizatoare de evenimente care, chiar dacă, după părerea mea, șchiopătează majoritatea, dar oricum lucrurile schimbă spre bine pentru că prezența lor la eveniment și în organizarea evenimentului îi benefică și locurile o să evolueze spre bine așa cum se întâmplă inclusiv în fotografii. Noi, de exemplu, acum avem fotografi buni, după părerea mea, sunt mulți fotografi buni de nuntă și nu doar de nuntă, de eveniment și evoluează spre bine fotografia. Cam asta de Cât 10. timp ați mai poți să faci fotografii de eveniment? Tu faci Asta de 11-12 ani? Sau mai mult? Eu în general mintiez uh, 2010, cred că Asta de prima notă ta Oficial, dar înainte de asta mi-ai fotografiat Așa încolo, în încoace? Okay. Era așa, da, dar În general, nu le, prin 2013 eu Am și eu pot să fotografiez în mm -hmm. evenimente mm -hmm. Cam așa Termen de valabilitate eu, eu uh, îmi, îmi dau doar, sau hai altfel să spun, o să încetez să fotografiez evenimente sau nunți, hai să despre nunți mai da. în momentul în care o să mă depășească timpul și uh, când, când viziunea mea nu o să mai fie valabilă atunci, în perioada respectivă, gen, un fotograf din nuntă trebuie să nu se lasă depășit de timp. Chiar dacă el îi îmbătrânește, corpul lui îmbătrânește uh -huh. și uh -huh. se, va, se devine mai urât și mai... Dar problema e anume, anume e că aici, în scăfârlii, uh -huh. adică, că de exemplu, 2024 se consideră anul în care în fotografia din unt trei ani de nuntă, o fotografie din nuntă să consideri și toată lumea o să fotografiază cam așa, o să fie blitz vlog, de exemplu. Ok, e pe gen, da? Gen, da, schema asta de lumină o să fie și mai des utilizată. Și cum crezi? Eu trebuie să utilizez asta? Nu mă da? te duci ți Da, poți să vezi cu orice aparat foto. Și apropo, schema asta de lumină e inclusiv în ajutorul părții de post-procesare de atâta, pentru că ea platizează absolut toate imperfecțiunile vieții. Da. Și mulți fieti care fac nuntă vor anume așa fotografii. Mulți fotografi din exterior fotografiază așa. Sigur că depinde deja și de locație și de restul. Untează uh -huh. dar mult în așa schemă de lumină, contează dar mult locația. Ambient. Trebuie, trebuie să ai și fotografia, trebuie să... Pentru, pentru mine e greu să fotografiez așa, pentru că o leacă e plictisitor. Mhm. Uh -huh. Dar asta este o direcție dată din întreaga industrie foto. Și eu ca fotograf trebuie să mă adaptez. Fotografii, inclusiv și anii trecuți, fotografiau des așa, fără niciun fel de modificator peste sursa de lumină. Sursă goală de lumină. Direct. Direct dacă ca e cameră sau lângă? Lângă cameră, mai sus de obicei, de, mai sus de cameră, uh -huh. pentru că, de multe ori, pe cameră, îndepărănd de cum rotești camera, s-ar putea sursa să fie prea jos, amblațată. Uh -huh. uh -huh. Dar sursa, sau regula e așa, că sursa trebuie să nu lasă umbre de exemplu, de la nas. Uh -huh. Și ce trebuie să fie? Prea maflot. Centru, centru, da. Da, gen, o leacă mai sus de centru, de, uh -huh. o leacă mai sus de fotograf. Uh -huh. Și Și eu ca poftim. Eu trebuie ca fotograf să mă adaptez. Eu trebuie să fotografiez așa pentru că de ce ar trebui să merg împotriva valului dacă rezultatul final e un frumșeu. Gen, eu știu cum asta arată. E că uh -huh. eu ieri am avut un eveniment pe care l-am fotografiat parțial așa. Și asta fine. fain. Gen, uh -huh. Atunci de ce eu ar trebui să mă împotrivesc? Și zic că nu și eu Trebuie să mă adaptez pentru că dacă nu, vine aici de a dinerei și... Știi, eu clienții, da? da? Da, uite, sunt la noi fotografii. Eu am văzut, ea, eu eu că... iat practica asta de gen paparații snapshot. Eu am urmărit-o și la mulți din, din exterior, din extern, dar că e, asta era o bucată din tot evenimentul, adică nu tot evenimentul fotografiau în stilul asta, știi? Cumva era, nu știu, rezervat acolo 20 de minute, 25 de minute, poate înainte de nuntă, propriu zis, și mult din timpul oh. petrecerii, când iată îi făceau genul ăsta de imagini. Dar gen, nu te nu dacă nu... Nu, eu și tot cred că nu poți fotografia tot evenimentul, dar în mare majoritatea cazurilor fotografii pot trage inclusiv și partea de shooting așa și poți fotografiezi inclusiv partea de reportaj de la sală, tot așa. Și deja fotografii noștri fac așa. Deja. Așa că mm, Ia ca legat de, de, asta, de exemplu. Sau de exemplu, închipuiți că eu fotografiez mm. de exemplu, nu știu, o Un cuplu care este cu 15 ani mai mititei ca mine. Uh -huh. Și e ca, de exemplu, noi trebuie la eveniment, sau înainte de eveniment, sau pe parcursul evenimentului, când interacționăm, trebuie să avem teme comune de discuții. Trebuie? Da. Da, pentru că ești nu e ca la doctor. Dar pune puneți e... muzică, Da, dar și muzica trebuie să fie. Valabil? Închipuiți că eu. E ca, de exemplu, eu am pus muzică. Ieri. Și nu tare apreciat. Da, tu ce muzică ai pus? Nu fă să ai spun. Nu mă ție exemplu. Am înțeles. Știi că e nicuiesc? Da, păcum. Știi că e nicuiesc de turnal cu mine. E fain. Este. Îmi pare super. Dar numai că ei erau cam tinerii, da? Dar nu numai ei nu au apreciat. Nu am mai apreciat încă lumea. Păi, nu-i fain. Da, hai să recunoaștem că melodia asta tot și iconică, gen. Dar, în general, eu trebuie să mă adaptez. Gen, multă lume ar putea să știe, inclusiv și din da. lumea tânără, știi, gen. Uh -huh. da, dar doar tu ascultă muzică care eu greu pot să o înghet, dar eu ar trebui să mă apuc să nu mă depășească timp, să nu vină vremea să... Trebuie să începi să devii tolerant la astfel de muzică. Dar nu tolerant, că credem că există muzică pentru lumea din care am în 15-16 ani care e destul de consumabilă și pentru mine, așa că eu sunt ok. Destul de consumabilă asta nu o să am câți să asta tot adică Nu aș vrea să se întâmple chiar așa, uh -huh. dar și al puțin să cunosc, de exemplu, uh -huh. să despre nu știu, când de exemplu, despre formații, uh -huh. să știu câte ceva și asta presupune că eu dacă fac așa pași eu pot adică temele mele de discuții se apropie tare de oamenii cu care o să lucrez. Și o să rezonați alea mai mult. Da, dar asta e foarte important apropo. Adică, eu, eu, cred că eu tot, bine, mi pare comunicare eficientă este importantă între client și... Dar cum poți comunica eficient în clipa în care tu nu poți vorbi doar despre fotografie cu un client? Da, știi? da, asta e clar, da. Adică tare de se întâmplă să vorbești despre călătorii, despre uh, ladna cărți, nu, da. Primari. Muzică, de exemplu. Despre uh, la ce și să cel mai des, de exemplu. Nu știu, chita alt de exemplu, chiar. Uh -huh. Că, nu știu, tot felul de chestii care, la care ei toți șăruit între ei, de exemplu. Și tu trebuie să fii cumva acolo și la să rezoniez. poți să rezonezi. Măcar așa, măcar 10% din ce se întâmplă. Știi? Sau A, asta e scopul scop artistului. Ei cum să spun? Nu, no, e serios. Asta e scopul, scopul, omului care vrea să facă bani în fotografie din nuntă, știi? Nu, asta e scopul, de, cum să-l zic, scopul tehnic. Dar tu doar că fuiești din procesul de fotografiere. De Nu la toate nu Nu, la... în general, nu, nu zic nuți. În general, e procesul de fotografiere. Ți, nu îți tot place? Timp. Nu? Nu tot timpul, dar în mare majoritatea cazurilor, da. Asta e un compromis? Nu, hai să luăm nunțele, de exemplu. Uh -huh. Adică e una când eu, nu știu, tu te-ai luat-o de mână pe link, aș vii la mine să faci mai sesiune foto uh -huh. pe care noi am gândit-o interesant, în care noi avem un rezultat în care mă entuziasmez inclusiv și eu cu toată experiența mea de... Asta e, eu o să fiu cu totul altă situație și închipă că eu mă duc la eveniment și am partea de sesiuni foto cu un cuplu tare frumos, gătit, cu decor interesant și după care există partea de fotografie de grup în care fiecare, e, bă, eu fot, că și nu e cu după și s-o chirchilit o Chilito leac. Uh -huh. <laughs> cum crezi? Că el contrastează tare, la nunți tare, de asta e tot împreună acolo. Eu ca... Păi, sunt ca... sunt prestatori de servicii, pe locuri poți mă sunt ca un cățeluș care trebuie să alegi după oamenii care mă plătesc, de exemplu. Alte ori există situații când tensionate pe teren, pentru că luministul ne-a aruncat un spot nu știu unde și eu am am supraexpunere, nu știu, sau sunt situații în care nu am fost anunțați de un anumit moment și noi prostă l-am scăpat, de exemplu. Multe situații, știi? Sau poate să vină cineva să zică eu așa vă cunosc așa tare eu ca la, la, la noștri a fost la nuntă noi, că eu când am nirea să vreau să ne fiți fotograf la nuntă. Și toată asta împreună e un fel de am un, un emoții amestecate în general uh -huh. la anunț, știi? Și uneori e crută, alteori nu chiar. Dar pentru mine e fine la anunț că, indiferent ce se întâmplă pe teren, oricum e viesi al tot. Știi? E ca, chiar dacă fotografia de nuntă este apreciată și eu ca nu, om cu notorietate, e așa mititic pentru. 200 de oameni au la fotografiile este. Spre deosebire de un proiect major în care ar putea să impacteze, nu știu, o, o Moldova întreagă, de exemplu, dar trist, de exemplu, că majoritatea proiectelor de genul ăsta așa, de exemplu, nu știu eu, un proiect de sensibilizare a societății legat de o anumită situație, de exemplu, uh -huh. de la țară, de exemplu, nu știu, nu știu, buneilor din contextul care trăie, trăiesc și nu știu mai cum. Dar la nuntă e fain, eu nu o să fiu deprimat, nu să mă fiu trist. La nuntă e viesel și bucuria asta de a te afla alături de oamenii care, care te lasă de aproape de familia lor. Dar așa se întâmplă. Eu doar sunt străin acolo. De eu mă sunt ca un om din familie. Adică eu sunt atât de aproape de tot ce se întâmplă acolo. De bucuria asta lor de a... Forma un cuplu, toți sunt fericiți, dansează, tusesc, Și eu tot. Da, tot dacă Dar eu da, să că și eu un soi de drog. Și dacă e, e atât, din tătă ecuația asta, e elimini banii? Adică dacă te faci asta, dar voluntariat, te vei la fel de mult caif. Dacă, de exemplu, din eveniment aș scoate momentele grele care uh -huh. te epuizează psihologic și... apă da. Adică atunci când... Eu, eu în general fotografia aș face spur din entuziasm. Adică dacă eu aș trăi ok, eu aș face fotografii din entuziasm. Sigur că atunci eu aș putea să alint mai tare, știi? Să <laughs> Nu, să mă alint în sens că nu vreau să fotografiez anumite lucruri, știi? Uh -huh. Gen... dar da, aș face fotografii din entuziasm preces. Pentru că eu mă, hrănesc, eu mă hrănesc cu rezultatul final, cu felul în care reacționează oamenii la psihologic și îi sufletește. Așa, îi. din carc. Da, și nu contează banii acolo, deloc, deloc. Banii contează că e nevoie să trăiești, copchii, familie, mm -hmm. genul, trebuie cumva să te și <laughs> Pe lângă asta, banii contează că nu știu, vrei o leică, de exemplu. Vă dar o leică <laughs> atunci... pentru o și tu atunci pentru entuziasm nu faci. <laughs> Sau un Hasselblad din seria asta X2D, de exemplu. Da, Fine. da arată tare. Și atunci trebuie În general, eu sunt de părerea că fotografie e un domeniu care trebuie scoste. El n-are cum să nu coste, pentru că acolo sunt niște procese tehnici și mult prea complexe. Inclusiv dator, din cauza asta, inclusiv și fapt, în general consider că tot ce ține de procesul artistic trebuie să Tot ce ține de artă sau legat de asta trebuie să Adică dacă noi eliminăm partea tehnică, uh -huh. trebuie să Și fotografia tot. Fotografia doar în e o direcție în care foarte multă lume poate să trăiască fără. Adică e un domeniu de lux. Da, adică, asta e lux. Adică tu, dacă la noi pur și simplu să -o, um, o... o devenit atât de. Um, comun? comun, da. Adică lumea consideră că dacă faci în neapărat să ai fotograf. Doar pe departe parte nu este așa. Adică tu... i-ar fi bine să ai fotograf. Știi, dar nu e neapărat. Asta a început în anul 2007-2008, când aparatele de fotografie digitale au devenit un pic mai accesibile pentru oameni. Până atunci aveau aparat de fotografiat, probabil ofițerii de presă de pe la agențiile de știri. Fotografi din tot erau. Da, dar am în vedere că oamenii nu aveau acces la aparate de fotografiat și la fotografie de repede, cum să zic. Contactul pe... lor cu fotografia era. și puțin la videografie mai... era cu camera de asta pe umăr, la final îți dădea caseta și era da. rapid, tu puneai în magnetofon uh -huh. și tu ia vei, în unta cap coadă. Și acolo așa cu puri și... Da. Era clăta. Da, Alex, dă până ultima întrebare, ultima dilemă. Mm -hmm. E, această dilemă este foarte tupaia, smișnaia, dar foarte utilă pentru tare mulți. Nikon, Sony, Canon or Lumix? Mi era așa o vorbă cândva, când eu eram Nikonist, era o vorbă, n-e vajna Canon-ele, Nikon, glavne, ești Eu tot, Eu tot aș fi de fost de acord cu tine până i jumătate de an, cred că. Nu, depinde direct de domeniu. De exemplu, dacă e vorba de domeniu tău video, atunci la sigur Lumix. De la lași pentru foto. Și îmi place. Nu, și mi fotografie tot, dar depinde și ce fotografie faci. Dacă ți trebuie rapiditate, ca cum eu fotografiez nunți, nu faci nic cu camera asta, dar dacă fotografiez portrete, uh -huh. chestii conceptuale, acolo în general poți să tragi pe un GR3 de la ăștia, cum îi cheamă? Panasonic, mă Camera micuț, poți să pe un Fujifilm, film, pe urmă, un mititel care e lent și lenos și aghe bzz, bzz, Dar dacă tu vrei să fotografiezi, nu știu, care aleargă și să-i surprinzi. Nu, Canon. Nu. Nu, nu e cel mai... cel mai bine o gândit camerele este noi a lor pentru, Evenimente. pentru oameni, dar din multe domenii oameni. În general, lentilelor noi tot super fine. Unica problemă pe care, cu care eu de care eu sunt deranjat cu camerele respective, asta e dynamic range extrem de mic. E legat inclusiv și de Lightroom, uh -huh. dar uh, Lightroom-ul citește doar diferit fotografiile. Da, fișierele Fișierile RAW, Lightroom-ul le citește în limbajul lui spre deosebire de un program nativ. De ce nu își și... ok. Da. De, de atât că e mult mai complicat să-l utilizezi, căpcioroanul. Lightroom-ul e foarte bine gândit. Știi cum e? Că ai, și cu canon și cu lightroom e același lucru. De exemplu, tu cântărești chestii de pro și contra și da, contra există, dar ele sunt puține. Uh -huh. adică, în contextul la o cameră Canon, de exemplu, o unica și tare mă deranjează, asta dinamică, lipsa dinamică range-ului, de exemplu. de exemplu. Sony, de exemplu, Sony, atunci când tu ai un RAW file de la Sony, tu poți să-l... Să-l să-l Da, tu poți să-l plămădiești de altfel, de exemplu. Sau, nu știu, să presupunem că vorbim despre un Fujifilm GFX, de exemplu. Ah, da. Uh -huh. Dar inclusiv și de la Fujifilm, inclusiv și camerele cu un crop. Uh -huh. tot sunt Adică, ele au... au... Uh, ROU este super uh, maleabil și dinamic range mai bun. Dacă nu, nu are asta. Tare de asta, se întâmplă, mai ales când vine vorba de fotografii unde există multă umbră mm. și treceri uh, contrastate dintre lumină și umbră. Apoi, acolo tare se simte în tonurile medii, se simte lipsa asta de detalizare. Și nu știu, e neapărat legat de... Lightroom. da, eu bănuiesc inclusiv din cameră e problemă. Și e ca din așa motiv, eu mă gândesc că ar trebui să cumpăr o Leica, de exemplu, sau ar trebui să cumpăr un Hasselblad, de exemplu. Sau Sony, dar Sony nu-mi place că sunt camera. cameră. Estetic nu-ți place și pur și Cel mai tare din ce ești tu îmi pare că fugi filmul. Tu e fugi filmul? sau nu, i-am zis Nicole Canon, Sony sau... Pe mai frumoasă sunt fugicurile, fugi filmele sunt mai frumoase. Deci, în afară de GFX-uri care sunt, uite. Dar dacă se despre că frumos, ăsta e am cum în genere varianta nouă da, de, de... Digital de cu cea la care îl poți albui la oricare. Da, 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 și le stătoare frumoasă. Dar tehnologic sunt înapoiete. E și ele pentru altceva. Ei, că vă spun. De până astăzi, de, de poți să o faci, nu știu, să-l utilizezi la notă, dar numai dacă faci portret la familia, nu, ha, un Hasselblad la Londra nu-l utilizez. Da, <coughs> sunt care utilizează Filming. Pe film sunt mulți care utilizează, dar îndeamnă nu mai văd rostul la... Nu ne vezi că e un fel de bonus. Trebuie să trăiești în zona unde ai... Infrastructură. laborator, da. E ca aici, da, e ca aici trebuie infrastructură. Dar da. chiar și așa poți să rezolvi problema. Acasă? Nu. Trimiți în Spania fotografiile, ți-l developează, îți trimit scanate și nu, structură. Noi, e adevărat că, e, no. că rog, eu în urma acestui podcast cu tine, mi a plăcut că noi uh, am avut o dezbatere constructivă din punct mediu, de n-am ajuns să ne zgăriem pe față, dar <laughs> faptul că, că tu mai ai pus drani. în situații așa, știi, cumva la colț, că tipa, băi, până la urmă, problema e în tine, tu ieși, faci și clădește drumul dacă vrei să ai expoziție ciotchi. Și eu sunt de acord cu tine. Dar cel puțin tu ai de pierdut din asta numai bani. Adică de să be, de da, da. dar tu, în schimb, tu, asta doar ți-a dus și notorietate. Asta ți-a și, nu știu, plusuri la karma. Depinde și de proiectul în care Un prieten nu pe LinkedIn, nu? <laughs> da, să aduci acolo un punct șor, tipa, expoziție de fotografie, ubâtă și <laughs> Da, asta e și o realitate dură, că eu nu știu dacă, nu, nu știu dacă vreau să ne-au când încă banii trebuie de făcut tare mulți, pentru că bani puțin nu există. <laughs> Bun. Așa că eu o să încerc să țin cont de sugestiile tale și eu tare îți mulțumesc că ai venit la mea. Eu tare sper că noi e neunat așa foarte constructiv și oamenii au înțeles de ce am discutat pentru că noi am utilizat anumiți termeni tare așa filozofici. mulțumesc că invitat. -ați m-ai invitat. Mă că... mai vi? Depinde de subiect. Toți ți fotografi. Cât despre asta știu să discutăm? Eu pe voi vă aștept în secțiunea de comentarii, las în descriere Instagram-ul și am, eu, și -am eu, Alex și ne vedem la episodul următor. Pa, pa!